9:34, începem interviul dimineții cu invitata noastră de astăzi, Ada Maria Ileana, Miss World Romania, cea care ne va reprezenta luna martie în India, prin telefon, pentru că nu e așa, traficul bucureștean ne pune probleme. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața și scuze, sunt pe drum fix acum, din păcate știți cum este în București și pe care trebuie să-l străbat. Nu e nicio problemă. Cum să-ți spunem, Ada sau Maria? Sau Ada Maria? Ada e perfect. Ada, să știi că trebuie să te obișnuiești cu traficul din București, pentru că el te pregătește pentru traficul din India. Că și în India e aglomerat. Așa e. Cred că în India e puțin mai rău, dar na. O să mă simt mai bine că mă întorc acasă. Foarte bine. Ce faci, cum ești? E luni, e greu, știu, pentru toată lumea. O să te și vedem aici, în studioul București FM. Până atunci, te mai ținem de vorbă, stracă mai repede timpul. Cum ești? Ești o persoană matinală? Din păcate, nu sunt o persoană matinală, mi-aș dori să fiu, dar tot timpul am fost mai productivă seara decât dimineața. Bun, concursul de misă, să înțeleg că a fost mai pe după amiază. Da, băi, n-am concurat pentru acest titlu, ci am fost desemnată Miss World România, pentru că am mai reprezentat țara la alte 3 concursuri internaționale, acesta este al 4-lea pentru mine. Așa că am avut șansa de a face asta din nou, acum că revenim la Miss World. Știau că sunt de încredere cumva. Ai confirmat, ai avut un CV bun. Exact. Când pleci? O să plec pe 17 februarie, pe 18 începe competiția New Delhi și la un moment dat o să ne mutăm în Mumbai pentru că acolo va fi finala pe 9 martie. Wow! E după ceva timp această participare, vine după ceva timp această participare. Dacă am înțeles eu bine. Da, ne întoarcem după 6 ani de absență. Cred că era și timpul, pentru că România are foarte multe de arătat, așa că sunt mândră că sunt eu aceea care poate să reprezinte țara din nou la Miss World. Se spune despre românce că sunt frumoase, pe de altă parte, nu știu, trebuie să aducem și trofeul. E un moment prielnic, zic Ada, concentrează-te, convinge-i pe indieni și nu numai, că ești cea mai frumoasă. O să te întrebăm aici în studio când vii exact ce se mai întâmplă. E o pregătire, hai să începem așa un pic, e o pregătire care se face înainte, nu știu, sunt niște lucruri de care trebuie să ai grijă. Pentru că s-au mai schimbat un pic regulile atunci când vine vorba de concursurile de frumusețe. Cu siguranță și un lucru pe care lumea nu știe neapărat este că nu e numai finala la o asemenea competiție, este un concurs care durează 3 săptămâni și conține mult mai multe probe, sunt 5 challenge-uri la Miss World, este proba sportivă, de exemplu, avem competiția de top model. Avem competiția care se numește Head-to-Head Challenge, care este pe partea de public speaking, unde vom dezbate probleme globale. Chiar la locația unde s-a întrunit summitul G20. Și, bineînțeles, una dintre cele mai importante componente este cea de Beauty with a Purpose, frumusețe cu un scop, care este partea caritabilă. De altfel, Miss World este primul concurs care a introdus această componentă deja de câteva decenii. Ei au această organizație care se numește Beauty with a Purpose, care lucrează peste tot pe glob. Și Miss World este și reprezentanta acestei organizații, așa că fiecare dintre noi vine cu un proiect caritabil pe care trebuie să-l prezinte acolo și să convingă oamenii că a reușit să aducă un plus în comunitatea din care vine. Asta cu proba sportivă e nouă sau e de ceva timp? Este și ea de ceva timp deja și eu personal nu sunt cea mai sportivă persoană, dar am început să mă antrenez din greu și pentru proba asta. Ca să pot să rezist acolo, sunt mai multe probe incluse și aici, iar în finală am înțeles că vom juca și câteva sporturi specifice Indiei, cum ar fi cricket și hockey de câmp. Da, unde sunt Bun. Și campioni indieni acolo. Am auzit o salvare, să înțeleg că pică bărbații, se uită, trag cu privirea, aruncă o privire în taxi și te văd. Apropo, întrebarea de 1000 de puncte, pe unde ești? Ha, uite, sunt chiar lângă liceul pe care l-am absolvit. La Lazar.
Da. Te-am stocărit, am văzut că ai terminat la zăr. Păi înseamnă că urci și ajungi imediat. O să ne luăm, o să ne luăm la revedere de la tine pentru scurt timp. Scurt timp. O să te primim aici în studio, aranjăm toate cele. Să știi că nici balene de salvat sau delfini nu avem. Mai lucrăm la asta. Credeam e că am scăpat. E regulă că nu lucrez pe partea asta. Am înțeles. Eu mă concentrez foarte mult pe ce înseamnă educație, pentru că sunt profesor deja de vreo 6-7 ani, predau limba engleză. Și pe asta se concentrează inclusiv ONG-ul pe care l-am fondat, care oferă cursuri de pregătire profesională pentru fetele din centrele de plasament. Deci, cumva, la balene și... Nu apelați la mine. Lăsăm Australia, Noua Zeelandă, da, alte țări să se ocupe de delfini și balene. Credeam că am terminat cu concursurile astea complicate, dar iată că a devenit și concursul de Miss ceva extrem de elaborat. Înainte, dacă mă trezeai dimineața la ora 2 și mă puneai să-ți vorbesc despre concursul de Miss, eu îmi imaginam o prezență feminină îmbrăcat într-o rochie de seară, nu știu, etalând o aptitudine, nu știu, spunând o poezie, un cântecel. Naivitatea mea, vedeam și costumul de baie, că na. Apropo, se mai, hai că nu vreau să epuizăm toate întrebările, dar sunt foarte curios. Se mai poartă costumele de baie la concursurile de Miss sau gata, le-am eliminat? Că știu că a fost la o discuție. La Miss World nu mai este proba de costum de baie. S-a scos între timp, dar există alte concursuri la care încă se practică. Încă se merge pe vechi, părit vechi în alte concursuri. Ne mergem pe nou, eventual, nu știu, niște pantaloni cu un lasou. Încercând să prindem o căprioare. Sunt alte standarde, Minculescule, acum. Nu poți să te mai duci în trecut așa. Că tot am avut noi o temă astăzi, lucruri din trecut pe care am vrea să le vedem zilele noastre. Păi, te așteptăm, da? Bine, ajung. Te așteptăm și să avem confirmarea, într-adevăr, că o să fie aici în studioul București FM. Le spunem oamenilor să pornească Facebook-ul, o să mă vedeți pe mine galben ca lămâia. De ciudă, în dimineața asta m-am colorat extrem. Iar alături de Bratu, care e îmbrăcată în negru, formăm o albină truditoare încă de dimineață. O să te convingi și tu, dragă Ada, în scurt timp. Ce e galben cu duși ce, negre? Da, dar ce e galben cu duși negre? Lămâie cu bretele, asta o să găsești în studioul București FM. Eu formă de lămâie am, Bratul tinde spre bretele, astfel încât ne prezentăm bine. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mai ales Ada Maria Ileana imediat va fi și alături de noi, pentru că traficul bucureștean a dat un pic peste cap programul, dar ați avut-o prezentă pe Ada alături de noi în matinal. 9:42 de minute, mai ascultăm ceva muzică și revenim în studio, ochii pe noi. Și să ajungă o vedeți, cum se spune, în carne și oase, pe Miss World România. Bună dimineața, da? Hai să mai aranjăm microfonul un pic. E perfect acum. Coroană. Aglomerat. Coroană, panglică. Panglică. Miss. Eu, Miss, cea mai frumoasă din România și plec în India. O să reluăm discuția noastră, trăgând așa un pic concluziile a ceea ce am spus. Avem în martie concurs de Miss, o perioadă de pregătire, antrenament, întrebări, CV, realizări, oportunități. Te îmbogățești din concursuri de Miss? A, cu siguranță nu, cel puțin nu dacă ești în România, pentru că, din păcate, la noi nu este atât de multă susținere pe partea asta. Într-adevăr, în alte țări se câștigă premii destul de mari în bani și sponsorizări serioase atunci când câștigi un concurs de Miss, mai ales de asemenea învergură. La noi încă nu sunt extrem de populare și cam asta încercăm să facem acum, să schimbăm puțin percepția despre aceste concursuri. Pentru că, așa cum spuneai și tu mai devreme, lumea își imaginează că este pur și simplu o mică defilare în rochii de seară și nimic prea complex. Dar în realitate e aproape ca orice concurs sportiv și e nevoie de o echipă. Nu este doar un singur om, chiar dacă un singur om se vede, fiecare țară are o echipă. Și echipa asta contează enorm de mult. Dar până o să ajungem la nivelul ăsta, ne descurcăm așa cum putem și am alături de mine niște oameni absolut minunați care mă ajută pentru această reprezentare în India și vă asigur că o să fim reprezentați așa cum trebuie. O să dai tot ce e mai bun.
Asta cu siguranță. Mai ține și pentru tine, Julia, dar chiar tot că mai avem nevoie și de alte lucruri din partea ta. Spune că e vorba de o echipă la mijloc. O echipă care rămâne în spatele tău și după un concurs de Miss sau e o echipă care e... Care se schimbă... Concentrată doar pe acest concurs. Este o echipă pe care eu mi-am format-o de-a lungul timpului, pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, am participat la mai multe concursuri de Miss și am avut și o activitate destul de vastă și în țară pe partea asta, așa că sunt niște oameni pe care i-am adunat lângă mine pe parcurs și care mă susțin pe diverse planuri, fie că sunt designeri, fotografii, make-up artiști, hairstyliști, toată partea aceasta de beauty, antrenoarea mea personală, adică toată lumea cumva și-a concentrat eforturile în direcția asta, pentru că își doresc ca România să arate bine și să fie reprezentată așa cum trebuie, dar și pentru că îmi sunt mie apropiați. Cine decide cine va fi cea mai frumoasă, cine va fi Miss World? Este un juriu format din mai multe naționalități. În primul rând vom avea britanici, bineînțeles, pentru că ei sunt cei care dețin Miss World. Doamna Julia Morley este fondatoarea și președinta acestei organizații și tocmai ce a primit o mare distinție din partea regelui. Așa că ei vor fi acolo, bineînțeles că vor fi și importanți oficiali din India, dar și experți pe partea aceasta de concursuri de Miss, pentru că există o întreagă cultură în spatele acestor competiții și sunt foarte multe părți ale lumii unde lumea este foarte entuziasmată și investește foarte mult timp în asta. Nu avem pe nimeni din România, nu? Care face parte din juriu? Nu, bineînțeles că nu avem pe nimeni din România, din păcate, dar cu siguranță că va fi o imparțialitate la mijloc și având în vedere că sunt atâtea probe în spate, jurizarea va fi destul de transparentă, căci puteți urmări pe tot parcursul competiției ce se întâmplă. Și va fi și o gală? Exact. O zi care va încununa practic tot acest concurs? Exact. Pe 9 martie va fi finala, care este exact așa cum ai spus, o încununare a tot ce se întâmplă pe parcursul celor 3 săptămâni de competiție și atunci vom afla și rezultatul. Bineînțeles că contează foarte mult și prestația din finală, dar deja pe parcursul competiției cam se disting concurentele care au o șansă la coroană. Vom avea locul 1, locul 2, locul 3 și Miss World sau locul 1 este și Miss? Cum se desfășoară? Care sunt categoriile? Da. Premiul cel mare este evident Miss World. Există și Runners Up, așa se numesc locul 2, 3, 4. Și avem și regine continentale, adică va fi Miss Europe, Miss Asia, Miss Americas și așa mai departe. Deci contează foarte mult și cum te compari cu celelalte din continentul tău și trebuie să vă anunț de pe acum că Europa este unul dintre cele mai bine reprezentante continente la Miss World. Și mi-am o curiozitate așa pe final. Bine, am mai multe curiozități, dar cu altă ocazie. Poate ne vedem mai mult timp după concurs. După concurs cum a fost să acolo. Cum a fost. Ai o idee cu privire la concurență? Există o prezentare? Știi ce te așteaptă? Absolut. Cunosc deja cam toate concurentele care vor participa. Bine, sunt peste 120 de țări. Dar clar că există deja favorite și sunt fete care așteaptă deja să participe de un an, doi, pentru că s-a și amânat concursul. Așa că au avut foarte mult timp de pregătire. Eu am fost anunțată abia pe finalul lui octombrie, așa că nu am avut neapărat atât de mult timp, dar compensez foarte mult cu experiența pe care o am în spate și faptul că deja am fost bine pregătită pentru celelalte competiții la care am participat, așa că acum cumva vine puțin mai natural pentru mine, dar sunt convinsă că nu va fi ușor. De cine ți-e cel mai frică? Nu cred că mi-e neapărat frică de nimeni, dar bineînțeles că știu că sunt concurente foarte puternice din
țări precum Franța sau Marea Britanie, anul ăsta inclusiv Turcia este foarte bine cotată. Colegii vecini din Cehia sunt, au foarte mare succes în ultima vreme în concursurile de frumusețe. Dar bineînțeles că aici se vede foarte mult și susținerea din partea statului și cred că cel mai sus aici sunt țările asiatice, deci în partea aceea de Filipine, Thailanda, timpul sunt o concurență de temut pentru că pur și simplu vin cu armate de oameni în spate. Ada, îți mulțumim foarte mult. Mulțumim. Urmează de 10 ori în România și urmează un concurs important pentru tine. Ne vei reprezenta cu brio, sunt convins. Baftă multă. Mulțumesc. Și să te întorci acasă cu visul tău împlinitor, care ar fi acela. E un mis pe care să vă zic la revedere. Urmează, mis pe care să plec. Urmează Răzvan cu De 10 ori în România. Cu Ada ne întâlnim poate după concursul din India să tragem concluziile Miss World 2024. 9:55 de minute. Ami până în fix nostalgia. O zi excelentă. Ciao. Ciao. București FM. Aici e capitala.